În după amiaza zilei de miercuri 24 august, în incinta foișorului din Parcul Central Rădăuți, a avut loc un atelier demonstrativ de muzică pentru copii, organizat de către Asociația Sfânta Agata, cu sprijinul Primăriei Municipiului Rădăuți. Bună ziua, ce ne puteți spune despre evenimentul de astăzi? Evenimentul de astăzi este o încununare a activității care am început-o de luni, un atelier de bloc flote pentru copii. Pentru copiii doritori să descopere acest instrument pe care îl găsim în școlile, chiar în școlile elementare, în școlile generale, în Occident, ca un instrument care ajută la învățarea muzicii. Deci un instrument foarte ușor și le dezvoltă urechea muzicală la copii. Am organizat acest eveniment împreună cu profesorul Alexandru Domnar, care este specialist în instrumente de suflat, el fiind absolvent de conservator și cântăreț în filarmonică, mă rog, în perioada studenției lui, la corn, franțuzesc. Și are experiență, cum am spus, în aceste instrumente, chiar dacă sunt cele mai simple din gama instrumentelor de suflat. Cum s-a desfășurat până acum acest proiect și cum au primit copiii această inițiativă? Proiectul l-am desfășurat cu sprijinul primăriei din Rădăuți. Cu ocazia aceasta am schimbat, dacă putem spune, toate instrumentele, de la instrumente ieftine, am trecut la clasă superioară, instrumente mai bune. Avem promisiunea că mâine vom face o excursie cu ei, un schimb de experiență cu un grup de suflători din Suceava la Centrul Cultural Bucovina. Asta ca o răsplată pentru cei care s-au ținut de activitate. Veți mai continua cu aceste ateliere și anul viitor? Noi vom continua cu cursurile pentru copii, pentru că deja s-a închegat un grup. Cu acest grup noi am mai participat și la Cetatea Sucevei. Sunt care cântă foarte bine, sunt... Oricum, vom lucra cu ei în continuare. Ce ne puteți spune despre atelierul de astăzi din Făișor? În primul rând, acest atelier a început în toamna anului trecut prin sprijinul Fundației Sfânta Agata, întemeiată de părintele Ilie Sfârnaciuc de la Catedrala din Rădăuți. De fapt, chiar ideea acestui proiect, Învață să cânți, a venit din partea dumnealui și întrucât suntem colegi la ansamblul coral Sfântul Ierarh Leontie, la un moment dat m-a abordat, știind că am experiență în acest domeniu instrumental, m-a abordat să demarăm această inițiativă. Și astfel s-a născut acest proiect și cu sprijinul primăriei municipiului din Rădăuți am reușit să inițiem de la zero copii de mai multe vârste, începând de la 6 ani până la 13-14 ani, copii care nu știau inițial neapărat notele sau a citi pe note, nu cântaseră în prealabil la un alt instrument, dar de la zero am reușit să îi aducem la un nivel în care și-au dobândit niște automatisme, niște reflexe, au învățat natura, ABC-ul acestui instrument și noi suntem foarte bucuroși că am reușit să-i atragem și să fie perseverenți și să aibă o anumită consecvență în studiul acestui instrument. De ce acest instrument? Acest instrument, foarte simplu, în primul rând este utilizat în școlile din Germania, Franța și Italia, cu succes, chiar în cadrul orelor de muzică din școală. Este un instrument foarte accesibil, spre diferență de alte instrumente mai dificile ca emisie,
poate fi învățat destul de ușor și este un instrument prin care copilul învață notele muzicale și are bucuria unei concretizări foarte practice a ceea ce reușește el în actul muzical. Și cum vi s-au părut până acum copilașii? Sunt încântați de acest instrument? S-a descurcat? Vreau să vă spun că la început am avut în jur de 60 de copii. Mulți s-au speriat, au abandonat, alții au revenit, iar alții au fost de la început cu noi, au rămas în această formulă. Ca în studiu oricărui alt instrument muzical, nu este ușor și tocmai de asta ne bucurăm, pentru că se inoculează o anumită seriozitate, o anumită consecvență și o anumită aplicare foarte matură spre studiul unui instrument muzical. Credem că acestea sunt cele mai mari roade pe care le putem noi cultiva în sufletele copiilor. Veți continua și pe viitor cu asemenea ateliere aici în Rădăuți? Desigur. De fapt, acest atelier de vară a venit tot la inițiativa Fundației Sfânta Agata, tot cu sprijinul primăriei și în mod special a domnului primar. Și vine doar să asigure continuarea acestui proiect Învață să cânți și în anul care va urma. Și sperăm mulți ani înainte. Și cum se numește acest instrument? Eu mă numesc Ioana și acest instrument se numește fluier. Și de ce ați venit voi aici în parcul din Rădăuți? Noi am venit azi să facem un concert cu fluierele noastre. Este greu să cântați la acest instrument? Nu este așa de greu. Este chiar ușor să învățăm. Și credeți că veți mai reveni la asemenea ateliere? Mai vreți să lucrați în continuare? Da. Și este foarte frumos. E necesar mult studiu pentru a învăța acest instrument? Nu prea. E foarte ușor. Dar ce v-a plăcut cel mai mult până acum? Mie mi-a plăcut că am învățat să cânt imnul României. Da. Mie mi-a plăcut și mie imnul României. Dar ce ți-a plăcut? Mie mi-a plăcut tot imnul. Mie mi-au plăcut toate melodiile pe care le-am învățat. Ați recomanda acest instrument și altor copilași? Da. Cum te numești? Maria. Și câți ani ai? 8. Și de ce ai venit astăzi în parc? Păi, ca să dau și eu concert cu celelalte fete. Și nu ai emoții? Nu. Ce ți-a plăcut cel mai mult până acum? Mi-a plăcut absolut tot. Deci nimic de zis, de rău. Ce părere ai despre domnul profesor? Da, îmi place că nu țipă la noi, se poartă așa frumos. Mai vrei să faci ore împreună cu el? Da.